Ne-am gândit în acest episod să mergem departe de România, cel mai departe, sigur, doar cu gândul și cu vorba, să cunoaștem japonezii superligii. Când Takayuki Seto a venit pentru prima dată în România în 2007, nu știa prea multe nici despre țara noastră, nici despre fotbalul românesc, nici despre limba română, pe care evident nu o vorbea deloc. 16 ani mai târziu, mijlocașul japonez e stranierul cu cele mai multe meciuri jucate în Superliga, 317, și a devenit unul dintre cei mai respectați jucători din campionatul nostru. La 37 de ani, este și unul dintre veteranii Superligii. Cum ți se pare România? Cum te-ai adaptat aici? O consider deja o a doua casă? Da, sigur că da. Am venit în 2007, prima dată în România. Nu știam foarte multe despre țara și despre fotbal. Știam doar de Hagi, Mutu, Kiev. Dacă am rămas atât timp, înseamnă că mi-e place foarte mult țara asta. Mi-e place ca ritm, așa. E mai mult calm față de Japonia. Mai mult libertate, așa zic. Da, asta îmi place mult. Iar pentru că succesul lui Seto a atras și alți japonezi, avem acum doi mijlocași centrali japonezi în Superliga. Sota Mino are 28 de ani și este jucătorul lui Hermannstadt. A făcut și el drumul de aproape 10.000 de kilometri dintre Japonia și România via Malta. În 2018 a ajuns la Metaloglobus București, iar din 2021 evoluează la Sibiu. Evident, nu e deloc simplu să pleci dintr-o cultură cum e cea japoneză și să vii într-o cu totul alta, în care lucrurile par date peste cap. Însă Seto, care a fost un adevărat globetrotter și a venit în România după o experiență poate și mai ciudată în Brazilia, s-a adaptat ușor. Da, un pic. Cam mergeam cu mașina și pe stradă erau cai sau vaci acolo pe stradă și m-a surprins. Nici engleză nu știam foarte mult. Am învățat fiecare zi, m-am studiat și ușor, ușor au ajutat și colegii de la echipă și ușor, ușor am învățat. Noi în Japonia învățam engleza, până la liceu am fost și nu este foarte dificil. Plus că am fost în Brazilia înainte să vin în România și seamănă un pic portugheză și nu a fost foarte greu să învăț. Acolo am învățat fotbal mai mult, am fost la junior și fără perioada asta nu puteam să ajung aici, cred că. Pentru Mino, drumul deschis de Seto a făcut ca pașii să fie mai ușori. Încet, dar sigur, a învățat și el româna, adaptarea la Metaloglobus nefiind deloc ușoară. Însă, la fel ca în cazul mijlocașului Petrolului, România nu a fost prima etapă după plecarea din Japonia, Mino jucând în Malta și Ucraina. Am început de la, cred că, 4-5 ani și, da, am născut cu viața de fotbal și chiar părinții au jucat ceva de fotbal. Și chiar dacă drumul spre Japonia e lung, cu avioane schimbate cu peste 15 ore petrecute în aer și în escale, cei doi japonezi nu spun niciodată nu unei excursii acasă, în puținele vacanțe pe care le au între sezoane. Este departe, mă duc de două ori pe an, vară și iarna. Ți-e dor de casă? Da, mi-e dor. Mi-e dor, dar două, trei săptămâni ajungi. Ce îți lipsește cel mai mult de acolo? E familia acolo și mâncare. Sushi-ul din România nu e la fel cu cel din Japonia, dar ambii spun că au încercat să se adapteze cât mai bine în țara noastră. Dar tot mai bine e acasă, cel puțin asta susțin cei doi japonezi care au acum o altă casă, România. Din România ce-ți place cel mai mult să mănânci? Nu prea mănânc, cred că o dată pe săptămână, înainte de meci. De la hotel, dar mie place ciorba și desert, papanași, dar mai mănânc, cred că o dată pe an, așa. Îmi place mâncare de ciorba, special ciorba de bacuță, îmi place. Deocamdată, Seto și Mino sunt doi dintre cei mai apreciați jucători străini din România. Tăcuți își văd mereu de treabă, chiar dacă au câțiva fani japonezi care au venit în România să-i vadă jucând, fiind văzuți des la meciurile Astrei, fosta campioană, atunci când Seto evolua acolo. Este un lucru extraordinar. Mă bucur că văd japonezi în tribună și mă simt mai puternic cu Craiova.
a fost familia. Și pentru că imaginile acestea au făcut în conjurul lumii, nu am putut să nu îl întrebăm pe Taka și despre cultura japoneză de a face curat în vestiar și în tribune, peste tot, după finalul meciurilor. Asta e educația noastră, învățam de mic și rămânem toată viața, așa. Ne gândim și pentru alții și avem respect față de alții, așa învățăm și așa mergem peste tot.